Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi avem un oaspete special pentru această ediție specială. Mulțumim mult, doamna președintă Maia Sandu, că ați găsit timp să reveniți la Vocea Basarabiei. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamna președintă, v-am invitat astăzi să discutăm despre cât de pregătită este țara să adere la Uniunea Europeană, despre cum se poate moderniza Republica Moldova cu forțele, cu capacitățile proprii, dar și despre contribuția partenerilor externi la europenizarea statului, despre cum se câștigă, dar și cum se erodează capitalul politic, mai ales pentru cei care sunt la guvernare, despre cum e să menții pacea, stabilitatea și liniștea în imediata vecinătate unde e război. Despre toate aceste subiecte vom discuta și multe altele vor fi abordate pe parcursul acestei ediții. Să ne spuneți pentru început, ca să înțelegem și noi, ce se întâmplă cu acest război de lângă granițele Republicii Moldova. Sunt 469 de zile, un an și aproape 4 luni de la declanșarea agresiunii ruse în Ucraina. Dumneavoastră ați spus că Moldova nu mai este văzută drept o țară batjocorită de Kremlin, dar mesajele care vin de la Moscova, toate într-un fel sunt umilitoare la adresa cetățenilor și statului Republica Moldova atunci când se reacționează la orice declarație care se face aici la Chișinău. Adică chiar a scăpat Republica Moldova de această batjocoră din Est? Moscova în continuare arată lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chișinău, care reprezintă cetățenii Republicii Moldova, nu se mai umilește așa cum s-a întâmplat în trecut în fața Kremlinului. Guvernarea de la Chișinău apără interesele cetățenilor și spune lucrurilor pe nume. Atunci când vedem lipsă de respect din partea Moscovei, noi spunem despre acest lucru. Atunci când vedem încercări de a destabiliza situația în Republica Moldova, am spus-o sus și tare, nu am ascuns detaliile așa cum au făcut alte guvernări în trecut. Despre asta vorbeam atunci când spuneam că nu mai suntem o țară care se lasă batjocorită. Din păcate, vedem care este atitudinea Moscovei față de Republica Moldova, vedem care este atitudinea față de Ucraina și m-ați întrebat despre război. Din păcate, lucrurile sunt în continuare foarte grave. Ieri am asistat la o catastrofă ecologică și umanitară care a fost iarăși provocată de către armata Federației Ruse. Din păcate, nu se întrezărește un sfârșit rapid al acestui război, pentru că Rusia în continuare insistă să-și țină trupele pe teritoriul Ucrainei și să ucidă oameni, să distrugă părțile țării unde armata s-a ajuns. Dar putem spune că Moldova astăzi nu mai este prizoniera Federației Rusie? Putem spune astăzi că suntem mult mai rezilienți, în primul rând pentru că nu suntem dependenți energetic de Federația Rusă, așa cum eram acum câteva luni, pentru că în această iarnă am demonstrat că ne putem descurca fără gazele din Federația Rusă, pentru că am început să lucrăm serios la proiecte care să ne asigure această diversitate și să crească această diversitate și pe partea de asigurare cu energie electrică și pe partea de asigurare cu gaze naturale și pentru că avem tot mai mulți prieteni și pentru că există tot mai multă atenție pentru Republica Moldova și am văzut acest lucru inclusiv la summitul Comunității Politice Europene. Însă și faptul că acest summit a avut loc în Republica Moldova demonstrează o încredere, o atenție, un sprijin mai mare din partea țărilor de pe continent pentru Republica Moldova. O să vorbim și despre beneficiile pe care le așteaptă cetățenii, inclusiv de la acest summit care a avut loc în Republica Moldova, găzduit de Republica Moldova, pentru că încă mai sunt oameni care își pun întrebarea, da, a fost un eveniment frumos, da, am scris istorie, dar ce va urma un pic mai târziu, dar vreau să vă mai întreb ce i-ar trebui sau ce lipsește Republicii Moldova ca să devină cu adevărat un factor de stabilitate aici în regiune? Republica Moldova trebuie să continue să-și consolideze instituțiile și cele care țin de ordinea internă și cele care trebuie să ne protejeze de riscurile la adresa securității cibernetice și sistemul de apărare, toate instituțiile statului care oferă această siguranță pentru cetățeni, indiferent despre ce aspect vorbim.
Cea mai importantă evoluție aici ar fi aderarea Republicii Moldova la UE, pentru că atunci am putea spune cu toată siguranța că suntem protejați, că facem parte dintr-o familie în care țările se ajută reciproc și care pot face față dificultăților mult mai ușor decât Republica Moldova astăzi. Da, atunci când se spune că instituțiile încă mai sunt slabe din punct de vedere că nu au suficiente capacități umane, că nu au potențial de care, de ce fel? O instituție se construiește complicat. Noi știm că în 30 de ani au fost foarte puține guverne care au conștientizat și au lucrat pentru ca să consolideze instituțiile statului. Mai des am avut guverneri care au vrut instituții slabe, așa încât statul să nu poată proteja cetățeanul și ei, cei de la guvernare, să poată să abuzeze averea statului, să poată să rămână nesancționați pentru aceste abuzuri. Noi avem nevoie de oameni mai pregătiți în multe instituții, pentru asta avem nevoie de salarii mai bune, pentru că e o competiție pe piața muncii și în marea majoritate oamenii se duc acolo unde salariile sunt mai mari și atunci când salariile sunt mai mari în sectorul privat sau în sectorul asociativ, statul nu poate să atragă suficienți profesioniști, deci oameni care să poată să se miște repede, să poată să învețe repede, cu toți avem de învățat foarte multe, special acum în procesul de integrare europeană, avem de lucrat pe 35 de domenii unde legislația, procesele, procedurile Republicii Moldova trebuie ajustate la standardele Uniunii Europene. Asta înseamnă cunoștințe în profunzime de mediu, infrastructură, economie, domeniul competiției, deci orice alegeți de acolo. Și asta înseamnă că trebuie să consolidăm instituțiile statului cu oameni mai bine pregătiți, cu oameni mai bine motivați, pentru că sunt și astăzi oameni bine pregătiți, nu sunt toți cei care nu sunt bine pregătiți și mai ales cei care nu vor să lucreze. Trebuie să nu mai rămână în instituțiile statului, nu îi ținem de pomană acolo, nu e cazul să îi ținem de pomană, dar trebuie să consolidăm și procesele, deci să avem procese mult mai eficiente, transparente, așa încât instituțiile să fie la fel de bune precum sunt în unele țări europene recunoscute prin capacitatea instituțiilor lor. Ce aud eu de la cetățenii de la firul ierbii atunci când discut în Moldova profundă? Unii spun că încă în anumite instituții ale statului mai sunt cei care au făcut jocurile, inclusiv ale oligarhilor, și cunosc schemele, cunosc cum se face mișmașuri și chiar ar avea o intenție rea să compromită guvernarea. Iar pe de altă parte, aud că și guvernarea e reticentă, nu vrea să deschidă ușile pentru mai mulți tineri specialiști care nu neapărat sunt cu apartenență politică pasă. Nu sunt de acord cu a doua remarcă, pentru că eu judec din experiența proprie. Noi la președinție, pentru anumite funcții, am anunțat de foarte multe ori concursuri și nu întotdeauna candidații care se prezintă sunt suficient de buni. Eu am nevoie ca oamenii care vin să lucreze cu mine să fie la fel de buni cum sunt oamenii care lucrează cu președintele Macron sau cu cancelarul Scholz sau cu alt prim-ministru sau președinte. Acele pentru că au noi, o populație foarte numeroasă, înțeleg, și de acolo dar sunt și țări mici, sunt și țări mici, țările baltice, unde dintr-un număr mai mic de oameni, oricum echipele sunt foarte bune. Asta nu înseamnă că echipa mea nu este bună, este foarte bună, dar atunci când vrem să mai angajăm pe cineva pe un domeniu nou sau pe un domeniu care devine prioritar, nu este așa de ușor să obținem, să avem deci, foarte bune candidaturi. Chiar dacă salariile, este adevărat, sunt de zeci de ori mai mici decât salariile pe care le primesc colegilor în altă parte. Dar asta este realitatea. Deci, pe de o parte, nu trebuie nici să fim populiști și aud foarte multe discuții populiste. Trebuie să oferim salarii normale, pentru că oamenii pot să lucreze pe entuziasm un an, doi, dar după aia au necesități reale care trebuie să fie satisfăcute.
Și dincolo de asta, această deschidere există. Noi, de exemplu, am lansat acest program cu stagiile în instituțiile publice pentru prima dată și la președinție și la guvern și la parlament și în alte instituții, pentru că vrem ca să vină acești tineri să încerce să lucreze și poate îi convingem că le place acolo și să rămână. Repet, nu pentru 10 ani. Înțeleg că la salarii mici nu stau tinerii foarte mult. Dar eu le spun că inclusiv pentru cariera lor de mai departe este important să vină și să obțină experiență într-o instituție a statului. Deci câștigăm și noi, vin niște copii energici, deștepți, care pot contribui. După care, chiar dacă ei nu mai rezistă la salariile de stat, peste un an, doi pleacă cu anumite experiențe. Da, e bine și pentru stat și e bine și pentru ei. Există această deschidere. Există problema despre care ați spomenit mai devreme, oameni care încă nu au înțeles că legea trebuie respectată și evident că noi încercăm să eliminăm din sistem, dar nu avem un polițist la fiecare angajat ca să putem verifica. Și da, există și oameni care încearcă să discrediteze. Ei discreditează în momentul în care comit abuzuri, prin asta deja discreditează actuala guvernare. Și aici mai avem de lucru, dar are de lucru și CNA și Procuratura, deci toate instituțiile care trebuie să prevină și să combată corupția și fiecare șef de instituție în parte, pentru că fiecare șef de instituție este responsabil pentru propria echipă. Da, apropo despre majorări de salarii, nimeni nu ar avea nimic împotrivă ca salariile să fie mai mari, inclusiv pentru funcționari. Doar că atunci când o bătrânică spune că pensia mea pe un an este echivalentul salariului unui ministru, parcă totuși înțeleg, dar această nedreptate e un cerc doare. Vicios aici, pentru că dacă nu o să avem instituții puternice ca să poată propune și implementa soluții bune, atunci nu o să avem niciodată rezolvarea salariilor în alte domenii, pensii și așa mai departe. Când o să putem noi să avem pensii mari? Când o să avem o economie puternică? Așa funcționează sistemul de pensionare. Avem oameni care muncesc astăzi, câștigă și contribuie la fondul social, avem de unde crește pensiile. Nu avem oameni sau avem oameni puțini care muncesc și contribuie la fondul social, nu avem de unde să creștem pensiile. Pentru că chiar și astăzi nu avem mai mulți oameni care beneficiază de pensii decât oameni care contribuie la fondul de pensii. Deci aici matematica este foarte simplă și putem să discutăm foarte mult cum s-a ajuns aici, unde sunt oamenii, o bună parte din oamenii noștri contribuie la pensiile oamenilor în vârstă din Franța, Spania, Italia, Marea Britanie și așa mai departe. Deci noi avem nevoie de un minister al economiei care să pună economia pe roate, ca să avem creștere economică mare, ca să avem cât mai mulți oameni angajați, ca să ne asigurăm că nu există evaziune fiscală și toată lumea contribuie. De aici se pornește. Deci eu am promovat din prima și noi am crescut pensiile în măsura în care s-a putut. Dar atât timp cât economia rămâne slabă, ne îmbătăm cu apă rece dacă credem că se pot, dacă pot crește pensiile fără ca să dezvoltăm economia. Este adevărat, lumea e înțelegătoare, își dă seama că s-au suprapus foarte multe crize, de la criza energetică până la criză pandemică și criză economică, dar un an a trecut, al doilea an trece, războiul și consecințele acestui război oricum are mare impact asupra nivelului de trai al cetățenilor, inflația, pentru că dacă omul merge la piață și zice că eu din pensie pot eu doar pentru o săptămână și mai departe cum mă descurc, dar e o problemă care sper se indexează, într-un final se indexează anual rezolvată. Pensia ca să compenseze creșterea prețurilor și da, anul trecut a fost o inflație foarte mare, guvernul a venit cu tot felul de măsuri compensatorii, acum inflația merge în jos, sperăm să continue această dinamică, dar și până să înceapă războiul, economia noastră era slabă, deci trebuie să spunem lucrurilor așa cum sunt ele, pentru că nu s-au creat condiții, oamenii noștri de afaceri au avut tot felul de probleme, au fost șantajați, hărțuiți, mulți dintre ei și-au lăsat business-urile și-au plecat, alții au plecat cu tot cu business. Deci noi acum
începem să curățăm, să debirocratizăm, să îmbunătățim accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii cu tot felul de programe, să compensăm rata dobânzii la bănci pentru ca să-și poată permite și cei cu resurse mai puține, să îmbunătățim infrastructura, lucrurile astea o să dea rezultate, dar nu imediat. Pe de altă parte, războiul, atât timp cât va continua, va avea implicații semnificative asupra economiei noastre. Și am văzut ce s-a întâmplat cu creșterea produsului intern brut anul trecut. Deci am avut o creștere negativă, o descreștere de 6%. Din păcate, noi nu o să putem să vedem creștere economice spectaculoase atât timp cât războiul va fi aici, pentru că implicațiile sunt mari. Dar oricum trebuie să facem totul ca să compensăm aceste pierderi și să creăm condiții ca cel puțin pentru viitor, să vedem o creștere despre mai mare. O altă realitate, iarăși de acolo, de la firul ierbii, ce zice cetățeanul? De ce nu se implică Maia Sandu să stopeze creșterea prețurilor, creșterea tarifelor? Și atunci când îi întreb, dar cunoașteți care sunt competențele președintei? Nu cunoaștem competențele, dar noi am ales-o și inclusiv am luat în calcul că ea va putea să pună stabilă, iată, acestor creșteri interminabile de tarife și prețuri. Oamenilor le este mai ușor să creadă că, iată, aleg un om și omul acela se va ocupa de toate problemele. Noi avem Constituție care scrie foarte clar cine și de ce se ocupă. Și asta este corect să fie așa, pentru că nu este bine și normal ca un singur om să conducă toate procesele. Acum, să zicem că guvernul, că nu e Maia Sandu, dar e guvernul. De ce guvernul nu intervine să oprească prețurile? Pentru că sunt niște mecanisme de piață. Noi avem agenții de reglementare pentru câteva domenii, nu pentru toate, care sunt domenii mai specifice, de exemplu, energia, e un domeniu specific și acolo avem agenția de reglementare și iată, astăzi, dacă nu greșesc, agenția de reglementare trebuie să ia o decizie pe tariful, bine, dumneavoastră deja știți, da, pe tariful, pe tariful la gaze naturale. Și cum se ia această decizie? Nu că azi vrem să creștem și mâine vrem să descreștem. Noi cumpărăm din afara țării gaze naturale. Când prețul este înalt pe piață, așa cum merge fiecare om la piață. Și dacă mergi la piață și e un preț, o să vrei, nu știu de câte ori să-l reduci, dar nu știu cât de mult să vrei să cumperi la un preț mai mic, dar cumperi de la piață. Exact așa și la noi. Când prețul a crescut pe piață, atunci n-am avut ce face, a trebuit să cumpărăm la un preț mai înalt, dar am oferit compensații și atunci eu am contribuit și colegii de la guvern, pentru că am mers și am discutat cu tot felul de parteneri, țări prietene și i-am rugat să ne dea bani și am oferit în prima iarnă 3 miliarde de lei compensații, în a doua iarnă 5 miliarde de lei compensații, sunt bani mari totuși, pentru că nu producem gaze naturale, nu avem cum să influențăm acest preț. Asta este menirea guvernului. Regulatorul trebuie să ajusteze prețurile, să se asigure că nu se comit abuzuri, dar oricum prețul de piață contează. Noi, eu, guvernul mai mult, eu prin politica externă, mergem și convingem partenerii noștri ca să ne ajute atunci când suntem într-o situație dificilă. Da, apropo, pe marginea tarifului s-a speculat și probabil cei din opoziție încă vor mai specula mult. În primul rând că nu ați mers la Vladimir Putin să negociați un preț mai bun la gaz. Cei care au mers au plătit mai mult decât Republica Moldova. Verificați țările care au mers și au cerut direct de la Putin gaze naturale la un preț mai mic. Dacă luați prețul mediu pentru sezonul precedent, o să vedeți că ei au plătit mai mult decât Republica Moldova. Așa că asta este iarăși o gogoașă pe care încearcă să o vândă opoziția. Nu cumpărați gogoși de la opoziție. Da, ținând cont că în stocuri totuși este gaz depozitat la un preț care a fost mai mare atunci când s-a cumpărat, asta înseamnă că încă el se restrânge asupra tarifului. Să discutăm. Deci, noi am văzut cum a evoluat piața. În luna august, când de obicei prețurile la gaze sunt cele mai mici, prețurile erau 2.000-3.000 de dolari. Europenii cumpărau și unii experți străini spuneau și noi să cumpărăm pentru că nu vor fi gaze deloc. Și este important să cumpărăm.
Sigur, noi aveam contractul cu Gazpromul, dar așa cum s-a dovedit mai târziu, Gazpromul nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale, deci respectiv exista acest risc să rămânem fără gaze naturale. Deci Gazpromul a redus în jumătate livrările? A redus cu 60%, a tăiat consumul de gaze în pofida faptului că noi am plătit pentru absolut tot consumul. Deci noi nu am cumpărat în august, chiar dacă toată lumea spunea că trebuie de cumpărat, că altfel rămâneți fără gaze, pentru că prețul era foarte mare. În septembrie, la fel. Eu țin minte că la prima ședință a Comunității Politicii Europene la Praga, ăsta a fost subiectul despre care eu am vorbit cel mai mult, pentru că asta era cel mai mare risc și eu le spuneam, oameni buni, nu putem, deci ceva se întâmplă cu piața, e clar că sunt niște elemente speculative, pentru că nu este normal ca prețul la gaze să crească de zeci de ori și toată lumea să cheltuie așa banii. Le-am spus că noi nu avem așa bani ca să putem să consumăm. După care s-au întreprins totuși niște măsuri și la nivelul Uniunii Europene și prețurile au mers mai jos, deci au ajuns la 1000 de dolari și iată atunci guvernul a început să cumpere. Guvernul nu a cumpărat cum a cumpărat alte state, la 2500, la 3000. Guvernul a început să cumpere la 1000 și era firesc, mai ales că deja Gazpromul ne-a tăiat cu 60% deci volumul, da, de livrări și era nevoie să asigurăm țara pe perioada de iarnă cu gaze. Acum, la 1000 de dolari, evident că era un preț mult mai bun decât cel care a fost în vară și era un preț comparabil cu cel care a fost iarna precedentă, scuzați-mă. S-au cumpărat niște volume, nu foarte mari, dar suficiente pentru o iarnă medie. Acum iarna a fost mai blândă și au rămas anumite cantități, nu exagerate, dar oricum sunt niște cantități cumpărate la un preț. Deci, respectiv, acum prețul merge în jos. Înțeleg că guvernul sau Moldenergo cumpără acum gaze la alt preț și se ia în cont prețul gazelor care au rămas și prețul gazelor cumpărate acum. Deci, așa se întâmplă lucrurile. Noi, dacă am putea să vedem o reducere mai mare, sigur că ăsta este cel mai important pentru oameni, contează cel mai mult. Dar trebuie să fim corecți. Și așa cum alte guverne au cumpărat la 2000 de dolari și acum trebuie să răscumpere acest gaz, așa și noi avem niște cantități care au rămas din iarnă și slavă Domnului că nu a fost foarte friguroasă iarna și nu a trebuit să consumăm așa de subiectul mult gaz. Subiectul ăsta are multe aspecte și putem să-l discutăm la nesfârșit, dar pentru că mai planează și suspiciuni că anumite persoane din anturajul președintei Maia Sandu, care au deținut sau mai dețin anumite funcții, ar fi profitat și ar... Sunt false toate aceste acuzații. Și eu vreau cei care pornesc această vorbă să aducă măcar o probă. Pentru că dacă o să vedeți cifrele corecte, guvernul în iarnă a reușit să cumpere gaze naturale la prețuri un pic mai mici decât prețurile pe piață. Deci n-a fost nicăieri că s-a cumpărat la mai mult. Și eu cred că cei care sunt vizați, pur și simplu trebuie să-i dea în judecată pe cei care scornesc asemenea minciuni. Pentru că nu se operează niciodată cu cifre concrete. În momentul în care se operează cu cifre concrete, atunci este clar pentru toată lumea că n-a fost absolut nicio fraudă. Da, prețurile au fost mari, dar trebuia să cumpărăm de pe piață, la prețul la care era. Și noi am căutat și am insistat și am așteptat, ne-am asumat niște riscuri și am așteptat până prețurile au căzut. Pentru că altfel, dacă procedam ca alte țări, trebuia să cumpărăm în vară și atunci prețurile ar fi fost și mai mari. Și încă o întrebare pe care tot de la cetățeni ne-am selectat-o. Cât timp ar mai putea Transnistria să folosească gazul fără să-l achite? Asta nu avem de unde să știm, pentru că aici este partea din gaze care mai vine de la Gazprom, deci toate aceste gaze, aceste volume ajung în continuare în regiunea transnistreană. Acolo știți că nu se achită pentru aceste gaze, deci este o relație mai specială. În momentul în care nu o să mai vină dintr-un motiv sau altul, că pot exista diferite scenarii aici, nu o să mai vină aceste gaze
din Federația Rusă gratis, atunci regiunea transnistreană va trebui să plătească pentru gaz așa cum plătește toată lumea. L-am avut oaspete aici pe ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco, și el zicea că la un anumit moment s-ar putea ca relația dintre Republica Moldova și Ucraina pe dimensiunea energetică să fie una foarte bună și atunci Ucraina ar putea să livreze energie la un preț comparabil cu cel care, de exemplu, îl oferă astăzi centrala de la Cuciurgan. Și atunci, iarăși, el zicea că ar putea să apară la modul cel mai serios problema ca și cei din stânga Nistrului să achite gazul ca și întreg teritoriul Republicii Moldova. Să fie distrusă de către ruși rețeaua de energie electrică din Ucraina, noi am cumpărat energie electrică și din Ucraina. Pentru că asta este firesc. Noi nu vrem să mai avem o piață monopolistă. Noi vrem să avem alternative. Și acum construim interconexiunea cu România. Peste 2 ani va fi funcțională. Și până atunci, Ucraina era sursa noastră de alternativă. După ce rușii au bombardat rețelele în Ucraina, ne-am pomenit în situația în care să cumpărăm totul în regiunea transnistreană. În momentul în care se revine la normalitate, da, atunci noi avem alternativă și va fi alternativa piața europeană prin România, va fi alternativa piața europeană prin Ucraina, deci Ucraina și piața europeană, pentru că suntem în sistemul european deja conectat și vom putea cumpăra, și acum cumpărăm, deci o parte, pe o porțiune trece deci se transmite curentul electric prin Ucraina, dar știm că oricum merge pe malul stâng, da, mai întâi, după, da, care, deci, energia care o cumpărăm noi din România, din piața europeană, merge întâi regiunea transnistreană și după aia, dacă cei de acolo, Tiraspolul, vrea să dea energie pe malul drept, atunci aici asta e o se întâmplă. Vă imaginați cum am trăit noi cu această vulnerabilitate timp de 30 de ani și unde sunt toți cei care povestesc acum povești cu zâne, să ne dea un răspuns de ce s-a păstrat această vulnerabilitate. Vulnerabilitate pe gaze și vulnerabilitate totală, pentru că pe gaze, în momentul în care a fost construit gazoductul Iași Chișinău, deja a apărut o posibilitate și evident mai este gazoductul prin Ucraina. Dar pe energie electrică s-a păstrat timp de 30 de ani o vulnerabilitate totală. Bani pentru acest proiect au fost făcuți disponibili în 2017 încă. Deci banii de la băncile internaționale pentru această interconexiune cu România erau din 2017. Și s-a tărăgânat intenționat? Și s-a tărăgânat în 2019, când eu am venit pentru o perioadă scurtă în guvern. Atunci noi am semnat și am împins lucrurile și iată, din 2019 până în 2021, când a venit guvernul PAS, s-a făcut această licitație. Și când a venit guvernul PAS, licitația se finalizase și a început nemijlocit implementarea proiectului. Dar așa, facem un exercițiu deocamdată mai mult imaginar. Dacă Ucraina își revine și infrastructura energetică e bună și oferă un preț la o diferență de câțiva dolari mai mic pentru energie electrică, atunci malul drept renunță la energia de la Cuciurgan, de pe malul stâng, și ce se întâmplă cu regiunea transnistreană? În primul rând, pe perioada de război, evident că preocuparea noastră majoră este să ținem Republica Moldova în afara războiului. Și inclusiv politicile noastre pe regiunea transnistreană țin cont de acest obiectiv general. Noi nu ne dorim destabilizare pe malul stâng, pentru că orice destabilizare pe malul stâng poate să atragă Republica Moldova în război. Noi vrem pace și am reușit să menținem pacea și vom face în continuare totul ca să menținem pacea. Momentul în care se încheie războiul, evident că situația este diferită, pentru că noi înțelegem cum funcționează modelul economic, dacă pot să-i spun model, în regiunea transnistreană. Sunt întreprinderi competitive datorită faptului că nu plătesc pentru gaze și plătesc foarte puțin pentru energie electrică, pentru că energia electrică este și ea produsă din gaze aproape gratis. În momentul în care aceste resurse nu mai sunt ieftine sau nu se oferă gratis, dar la prețul de piață, atunci competitivitatea la foarte multe companii de acolo, poate nu foarte multe, că nu sunt atât de multe, va scădea dramatic. Și iată, aici modelul economic cumva are de suferit substanțial.
Dar, repet, pentru moment, pentru noi important este să păstrăm pacea și, bineînțeles, să ne pregătim pentru această oportunitate când va reveni pacea pe continent, în regiunea noastră. Deci, în plan politic, astăzi nu se poate avansa niciun scenariu pentru reglementarea transnistreană până nu se oprește acest război. Noi nu vedem cum în acest război reușim să ne ținem de planul nostru foarte ferm de a reglementa pașnic conflictul. Dar asta nu înseamnă că nu lucrăm sau că nu trebuie să se lucreze în această perioadă, pentru că atunci când va veni oportunitatea să fim gata. Ce spune Ucraina? Ea e gata să contribuie și să accepte orice statut sau orice scenariu pe care îl propune Republica Moldova pentru reglementarea transnistreană. Noi am auzit declarațiile și autorităților și a unor formatori de opinie. Răspunsul nostru este același. Pentru noi există o singură formă de soluționare a conflictului și asta este forma pașnică. Și soluționarea în formatul 5+2 ar avea o șansă din moment acest ce două format, țări sunt acest război? Format nu este funcțional și nu văd cum ar fi funcțional ținând cont de ce se întâmplă. Dar el poate fi funcțional fără Rusia? Nu este treaba Rusiei ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu vreau să intru în detalii acum despre cum trebuie să rezolvăm conflictul, dar e un conflict pe teritoriul Republicii Moldova. Federația Rusă trebuie să-și ia armata de acolo și în rest noi singuri decidem cum se rezolvă lucrurile. Și aceasta e o problemă iar vulnerabilă, pentru că, da, prezența militară este o piedică pentru dezvoltarea Republicii Moldova, iar pe de altă parte, pe unde și cum se face această evacuare? Eu cred că asta este cel mai simplu lucru. Doar să fie... Unde. Da, exact. Să ajungem la etapa dorința asta. Dorința Moscovei ca să sigur retragă, avem da? Căi prin care să îi evacuăm. Să vorbim despre summitul și impactul pentru o apropiere mai rapidă a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Ce își dorește actualmente Republica Moldova de la Uniunea Europeană? Pe de o parte, parcă cele nouă condiționalități sunt aproape să fie îndeplinite și, așa cum ați spus dumneavoastră, urmează negocierile pe cele 35 de capitole. Dar acum, concret, ce așteptări aveți de la Bruxelles? Așteptările noastre sunt să putem să trecem la următoarea etapă și următoarea etapă este inițierea negocierilor și vrem să avem o decizie pozitivă din partea statelor membre și a Bruxellesului cât mai curând, ca să putem să începem discuțiile de aderare anul viitor. Pentru asta, evident, trebuie să existe o decizie pozitivă până la sfârșitul acestui an. Noi lucrăm și pe partea politică, asta înseamnă să ne cunoască mai bine toate statele membre ale Uniunii Europene. Am înțeles dar că și pe moment partea... sunt rezerve din partea unor state, Olanda, întotdeauna, Suedia, întotdeauna, Austria. Nu aș spune neapărat, adică nu aș confirma neapărat aceste țări, pentru că unele dintre ele l-am ne susțin... pe ministrul de externe. Nu unele dintre ele ne susțin destul de ferm. Întotdeauna există întrebări, pentru că procesul de extindere a Uniunii Europene este unul complicat și o perioadă a fost pus pe pauză. Acum este această oportunitate și dacă să analizăm istoria din ultimele decenii, o să vedem că întotdeauna au fost oportunități cumva geopolitice deschise, s-a făcut deci extinderea, după care pentru o perioadă s-a închis și iarăși până la următoarea oportunitate. De asta e foarte important pentru noi să nu ratăm această oportunitate. Și da, noi trebuie încă să muncim pe cele nouă condiții. Aici, mai concret, echipa Comisiei Uniunii Europene așteaptă finalizarea procesului de numire a CSM-ului și a CSP-ului. Aici responsabilitatea este mai degrabă în curtea Comisiei de Evaluare, a Comisiei Pre-Vetting, pentru că ei sunt cei care trebuie să furnizeze mai mulți candidați sau să încheie odată și odată această evaluare. Și se crede că acum ritmul și, va fi mai mare. Să vedem. Totuși, noi trebuie să, noi totuși trebuie să îndeplinim această condiție până la sfârșitul lunii august. Și la CSP, până când vedem doar un om care, doar un candidat care a promovat. Și la CSM, pe partea societății civile sau non-judecătorilor, mai e nevoie de oameni care să fi trecut testul integrității.
pe planul de deoligarhizare. Trebuie să mai facem lucruri, chiar dacă aici se lucrează pe toate dimensiunile, dar trebuie să mai demonstrăm progres pe eliminarea controlului, nu a controlului poate, dar a influenței oligarhilor în media, pentru că este în continuare văzut ca puternic, puternică influența oligarhilor în media, eliminarea controlului și puterii oligarhilor în sectorul economic, deci aici sunt lucruri la care se lucrează. Trebuie să consolidăm capacitatea instituțiilor de luptă împotriva corupției și mai ales să ne clarificăm cu rolurile acestor instituții, pentru că ceea ce am văzut în spațiu public în ultimele săptămâni nu a fost bine deloc. Deci un ping-pong între cele două instituții care sunt responsabile de combaterea corupției. Și aici e bine să ne spuneți și părerea dumneavoastră. E nevoie sau nu e nevoie ca CNA și Procuratura Anticorupție să-și continue ca entități separate? Acest lucru se discută, dar un lucru este cert. Nu ne putem permite situația în care două instituții își aruncă replici în public și cumva dau responsabilitatea una pe alta. Nu avem nevoie de oameni responsabili care înțeleg cât de important este momentul și pentru agenda internă, pentru că combaterea corupției este unul dintre cele mai importante subiecte pe agenda și pentru integrarea europeană. Deci ultimul lucru pe care vreau eu să-l văd este în raportul Comisiei Europene cearta dintre șefii de la CNA și Procuratura Anticorupție. Deci aici fiecare instituție trebuie să se apuce de lucru, că au mult de făcut și să avem o claritate pe distribuirea responsabilităților. Trebuie să se mai lucreze pe domeniul concurenței și în special calitatea intervențiilor, acțiunilor, deciziilor Consiliului Concurenței. Nu este simplu, dar această instituție trebuie consolidată. Este s-a schimbat important, conducerea, dar unii este spun important, că instituția e amorfă. Este important această condiție pentru o evaluare pozitivă. Consolidarea capacităților, am vorbit mai devreme. Deci Uniunea Europeană spune că noi trebuie să creștem salariile, trebuie să ne asigurăm că toți oamenii care muncesc pe aceste domenii sunt buni profesioniști, sunt motivați și sunt promovați conform meritelor, iar cei care stau acolo de pomană trebuie să nu mai rămână în sistem. Deci cam astea sunt lucrurile la care încă trebuie să muncim serios în următoarele luni. Da, e valabilă constatarea că când doi se ceartă, câștigă al treilea, se ceartă CNA cu Procuratura Anticorupție? Eu cred că câștigă procurorii corupți și ofițerii corupți de la CNA, pentru că, din păcate, încă sunt asemenea persoane acolo și la Procuratura Anticorupție este această discuție despre evaluarea externă extraordinară a procurorilor și, deci, trebuie să ne asigurăm că nu mai există elemente corupte. Sigur că sunt și oameni care își fac lucruri foarte bine și asta tot se vede, dar cei care servesc clanurilor corupte sau servesc propriilor lor interese, iată, încearcă să facă acest circ care este extrem de dăunător și pentru credibilitatea instituțiilor și pentru credibilitatea reformei și mai ales pentru efortul pe care noi îl facem și așa cum am spus, vrem să avem o evaluare care să ne asigure inițierea negocierilor. Dumneavoastră ați vorbit despre nevoia creării Tribunalului Anticorupție. Mai rămâne valabil? Săptămâna viitoare, scuzați-mă, o să încep dezbaterile publice pe proiectul legii și sper... Nu renunțați la idee. Este o idee necesară, pentru că altfel o să așteptăm câte 20 de ani o curte sau alta să examineze dosare de corupție mare. Noi avem suficiente exemple ca să înțelegem că altfel lucrurile nu se schimbă. E nevoie de o curte anticorupție care o să se ocupe de cazurile de corupție mare. Avem CSM nou, CSM care a fost, care este credibil pentru că membrii acestui organ au trecut testarea integrității și iată ei vor numi judecători în această curte. Deci nu este o imixtiune a politicului, pentru că se lucrează la nivelul organelor de autoadministrare a judecătorilor. Deși știți că sunt și voci critice care spun că PAS-ul vrea să-și subordoneze justiția. Nu eu voi numi acolo judecători.
Eu aud voci critice credibile care spun că dosarele de corupție mare sunt puse la murat de judecători. Și judecătorii, unii dintre ei probabil iau mită ca să le pună la murat, alții probabil se tem să iau o decizie legală, pentru că se tem de tot felul de corupți care sunt vizați de aceste dosare. Și noi avem nevoie de judecători onești și curajoși care să-și facă treaba. Doamna președintă, în ultimele zile continuă să vină informații despre pachete noi de sancțiuni împotriva oligarhilor din Republica Moldova și persoanelor despre care se spune că vor să destabilizeze țara. Unii din cei trecuți pe aceste liste de a fi sancționați au făcut declarații și au spus că ei intenționează să revină în politică. Asta ce ar înseamnă? Unii au spus că pe ei nu-i deranjează, alții au spus că vor să facă politică, treaba lor cum reacționează. Deci aici eu nu am ce să atât le povestesc ce să facă. Atât cât și domnul Platon au anunțat public că ei vor să revină în Dar politică. Ei ce n-au făcut până acum? Ei nu s-au ocupat de subminarea statului și a eforturilor de curățare a statului? Asta este politică în felul lor. Așa înțeleg ei politica. Și unii au făcut-o până acum fără să declare public, acum vor face în același mod, dar declară în public. E treaba lor. La capitolul extrădări, situația s-a mai îmbunătățit în vreun fel? Aici Ministerul Justiției lucrează cu instituțiile din alte țări și, mă rog, când o să avem un rezultat, o să știm, dar între timp puteți să adresați întrebarea Ministeriei. Da, admiteți că totuși ar putea să fie o țară prima care să spună că da, noi oferim justiție din Republica Moldova. Dacă nu aș admite, nu am face atâtea eforturi. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla despre asistența externă și cum e folosită și de ce oamenii încă insistent își pun întrebarea ce câștig eu dacă vin banii din Occident. Oricine vrea să știe unde merge asistența externă poate să obțină această informație. Guvernul poate, evident, să facă mai multă publicitate rezultatelor acestor ajutoare, dar și presa și orice cetățean poate să întrebe și guvernul, și donatorii, până în cele mai mici detalii, unde merg acești bani. Eu acum, la general, o să vă spun. 280 de kilometri de drumuri în ultimii 2 ani, în cea mai mare parte, cu bani externi. Când vorbim despre drumuri naționale refăcute sau chiar 50 de kilometri de drum nou, acolo au mers în totalitate bani care vin din asistență externă. Și un kilometru de drum costă mult. Și costă mult. Mai mult de 2 milioane. Câteva miliarde pentru compensațiile pe care le-am oferit la resursele energetice, proiectele din sate și orașe, uitați la Ungheni, la Cahul, proiecte de apă și sanitație, în tot felul de localități, proiecte de îmbunătățire de eficiență energetică pentru școli și grădinițe. O să găsiți, dacă vorbiți cu primarii, o să vedeți aproape în fiecare localitate dar asemenea proiecte. Dar vorbim cu omul care nu e primar, înțeleg, care nu dar, e consilier. Dar omul se folosește de aceste beneficii. Deci dacă s-a reparat o școală în sat, toată lumea ar trebui să știe din ce bani s-a reparat școala asta. Dacă s-a construit sistem apeduct, toată lumea ar trebui să știe. Și primarii ar trebui să vorbească un pic mai mult despre asta. Spitale. Vedeți că în fiecare zi vorbim. S-a renovat centrul de primire, de exemplu, la spitalul de urgență. Nu știu dacă ați fost, eu am fost și sunt impresionată. S-a renovat o anumită secție pentru copii la centrul mamei și copilului sau gastrologie. Deci, dacă urmărim, evident că presa nu dă prea mult, pentru că presei nu-i place să vorbească despre lucruri pozitive care se întâmplă. Nu, e adevărat, în mare parte, reflectăm și aceste cazuri. În general, vorbesc în mare. Așa spun cetățenii și sunt televiziuni și televiziune, adică instituții de presă și instituții de presă. Dar oricum, vedeți că sunt mult mai multe eforturi de îmbunătățire a condițiilor în spitale, de dotare cu echipamente. Practic, în fiecare săptămână se face câte un anunț. Iată toate lucrurile astea luate împreună și dacă mă așez aici să scriu o listă, o să vedeți că astea sunt lucruri care Dar eu aici am scris totuși de partea cetățeanului și el zice, am nevoie de un loc de muncă, pentru că în satul meu și încă în 3 sate vecine nu am unde să merg să obțin un job și asta mă face să fac valiza, să iau valiza și să plec în străinătate. Înțeleg.
Dar aici singura condiție este pentru ca sectorul privat să se dezvolte și să creeze locurile de muncă. Statul nu poate crea locuri de muncă. Noi am trăit într-o societate unde statul crea locuri de muncă. N-a dus nicăieri sistemul acela. În țările unde oamenii primesc salarii bune, sectorul privat este cel care oferă pentru marea majoritate a cetățenilor. Ce facem noi? Noi încercăm să încurajăm dezvoltarea sectorului privat, mai ales întreprinderi mici și mijlocii în sate, că acolo întreprinderi mari nu au, sunt foarte puține. Inclusiv prin instrumentele pe care le oferă astăzi Agenția de Dezvoltare a Antreprenoriatului. O parte din resursele care sunt acolo pentru a susținere, prin granturi, prin credite la condiții avantajoase, deci vin iarăși din surse externe. Acum ce a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este creșterea acelui program pentru investiții pentru Republica Moldova de la 600 de milioane de euro, program anunțat în 2021, la 1 miliard și 600 de milioane. Iată, acestea sunt resurse concrete care, prin diferite instrumente, prin BERD, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, BI, prin băncile noastre, prin, iată, Agenția de Dezvoltare a Antreprenoriatului și alte forme, deci banii ăștia nu ajung în bugetul statului, dar prin aceste instrumente pot ajunge să susțină antreprenorii, că nu poate cineva să vină să-ți dea bani și să se creeze locul de muncă. Locul de muncă îl creează un om cu, mă rog, creativitate, cu gândire de antreprenoriat. De ce se zice că economia e slabă în Republica Moldova? Pentru că majoritatea materiei prime se exportă și dacă nu se prelucrează, nu sunt locuri de muncă. Nu doar asta. Economia e slabă pentru că nu au fost politici corecte de-a lungul timpului ca să construim baza pentru dezvoltare economică, ca să fim competitivi. Ce înseamnă economie? Asta înseamnă în primul rând forță de muncă bine calificată și... pentru că eu când vorbesc cu investitori care sunt aici deja și îmi spun, voi mergeți și căutați alți investitori străini, dar eu vă spun că eu aici nu am oameni pe care să-i angajez. Și e adevărat că ei merg în orașe, în orășele, la sate, și aici sunt locuri de muncă, la sate e mai greu să aduci un investitor pentru că e prea mică localitatea și atunci trebuie să-i transporti, dar e vorba despre condiții de business, să ai un stat transparent, în primul rând asta înseamnă justiție, pentru că nimeni nu vrea să-și investească banii dacă nu are încredere, că în momentul în care, nu știu, există o mică dispută acolo. Și dacă tu te duci în instanța de judecată și tu poți să rămâi fără bani și fără averea ta, chiar dacă ai dreptate, atunci oamenii... Deci justiția este primul lucru. E un risc vorbim despre pentru condiții. Afaceri, corect. Da. Securitate, deci forță de muncă. Acum și securitate. Acest război, evident, reprezintă o sperietoare pentru oamenii care au bani, pentru că ei vor să investească, dar nu vor să li se întâmple ce li s-a întâmplat oamenilor care au investit în Ucraina și a venit rușii și au distrus tot acolo. Deci sunt mai multe lucruri. Noi nu avem industrie de prelucrare dezvoltată. Și de asta nu putem să dezvoltăm agricultura. Deci putem să dăm noi nu știu câte subvenții și nu zic că dăm multe. Am încercat să creștem resursele la cât s-a putut. Dar dacă nu avem industriei de prelucrare, atunci agricultura nu poate să se dezvolte. Doar pe export de materii prime nu ajungem departe, pentru că oricum nu se câștigă foarte mulți bani. Agricultura se poate dezvolta dacă există și industriei de prelucrare. Acum, guvernul și-a propus acest obiectiv. A început să subvenționeze, să creeze condiții. Dar, iarăși, nu o să apară 100 de întreprinderi de prelucrare peste noapte. Important e să creștem, să învățăm tehnologii, să fim în pas cu cerințele timpului, pentru că lucrurile se schimbă foarte repede. Calitatea sistemului nostru educațional, deci învățământul profesional tehnic, pentru că discutăm de foarte mult timp și eram ministru când am început această reformă, dar ea, din păcate, merge încet. Dar ce părere aveți despre aceste proteste care au început astăzi în mai toate raioanele din țară? Înțeleg că fermierii au anumite cerințe, probleme și înțeleg și contextul. În același timp, noi nu putem să închidem țara pentru Ucraina, pentru că, repet, Ucraina ne apără efectiv de pericolul rusesc astăzi și noi suntem obligați să facem ce putem. Înțeleg că guvernul a venit cu anumite soluții.
o să discute, o să protesteze, o să discute și sper să se găsească niște soluții. Deci ar trebui să mai negocieze, asta înțeleg. Să se găsească niște soluții acceptabile pentru ambele părți. Revenim la asistența pe care o acordă partenerii externi și ajungem în UTA Găgăuzi, în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, și să ne spuneți dumneavoastră ce lecții ar trebui și poate să învețe Chișinăul după acest scrutin, când s-a desemnat, s-a ales bașcanul autonomiei, și mai ales cum credeți că va fi relația dintre autoritățile locale de la Comrat și cele centrale de la Chișinău. Dumneavoastră va trebui să o primiți pe doamna bașcan să depună jurământul. Eu am mai spus asta la conferința de presă de curând. Noi suntem o țară democratică. Noi ne-am luptat și ne-am bătut cel mai mult pentru democrație aici. Noi respectăm dreptul și alegerea alegătorilor, dar pentru noi democrație înseamnă și să respecti legea. Și iată, aici sunt mari semne de întrebare despre modul în care s-a respectat sau nu legea. E clar că una dintre lecții este că atunci când grupările criminale sunt lăsate să continue, să abuzeze, să compromită democrația, să cumpere voturi, atunci lucrurile se pot întâmpla altfel decât este în democrație. Deci trebuie să continuăm cu reforma justiției, trebuie să continuăm să consolidăm capacitățile instituțiilor statului care trebuie să combată corupția și grupările criminale, dar nu să le să se certe între ei și între timp grupările criminale să discrediteze sistemul democratic. În rest, vom continua să lucrăm. De exemplu, am văzut și m-am bucurat că este un număr destul de mare de oameni care au aplicat pentru programele de studiere a limbii române, programul oferit gratis de către Ministerul Educației, de către guvern, pentru că avem o mare problemă de manipulare, de dezinformare în această zonă, în zona autonomiei, pentru că oamenii nu înțeleg limba română. Singura lor sursă de informare este propaganda de la Moscova și propaganda de la Moscova știm ce produce. De exemplu, acum câteva zile a venit cu minciuna că teritoriul Republicii Moldova va fi folosit de armata Ucrainei în război. Și acel fals a mers, nu sancționează nimeni nimic, deci cu asemenea informații, în momentul în care oamenii din Găgăuzia nu înțeleg o bună parte dintre ei limba română și nu au o alternativă să înțeleagă ce se întâmplă, atunci evident că ei pot să-și creeze impresia că noi vrem să facem ceea ce zice Moscova, că noi vrem să facem. Și dumneavoastră ați propus să fie creat Centrul Național de Apărare Informațional, dar unii am văzut care au susținut această idee, intenția dumneavoastră, dar alții au zis că totuși președinta Maia Sandu ar trebui să facă un pas înapoi pentru că se merge prea departe. Oamenii ăștia care au zis să facă un pas înapoi au citit proiectul de lege? Deci au vreo pretenție la text? Sau au pretenție la idei în general, pentru că propaganda rusă și dezinformarea reprezintă pericole nu doar pentru Republica Moldova și cei care spun că nu e nevoie de așa ceva, pur și simplu nu sunt din această realitate. Această problemă, lupta cu propaganda Moscovei, noi am discutat-o inclusiv la comunitatea politică europeană și am discutat-o din perspectiva că de unii singuri, fiecare țară nu poate să facă față propagandei Moscovei, pentru că Moscova investește bani foarte mari în producerea și răspândirea acestei propagande. Noi am discutat acolo că trebuie să facem un efort comun, să ne unim forțele și resursele și să încercăm să combatem împreună această propagandă. Și iată, la următoarea ședință a Comunității Politice Europene, o să continuăm această discuție și sper să ajungem la niște înțelegeri concrete și la niște mecanisme concrete cum să facem asta. Deci, dacă cineva încearcă să-mi spună mie că nu este nicio problemă și că rușii ar trebui să aibă în continuare acces și să dezinformeze toată populația noastră, așa cum au făcut-o până acum, eu nu sunt de acord. Această instituție este în special destinată luptei cu propaganda care vine de la Moscova, propaganda din afară, pentru că
noi știm cât de mare pot fi implicațiile acestor dezinformări. Și ceea ce am făcut noi până acum n-a fost suficient. Da, niște acțiuni sporadice aici și dincolo. N-a fost suficient nici ce a făcut Uniunea Europeană. Și se recunoaște acest lucru. Deci, acum toată lumea înțelege cât de grav este acest subiect și unele țări deja au mai mult succes, altele abia învață. Noi o să învățăm de la aceste țări, dar eu contez foarte mult pe un efort comun cu toate țările. Pentru că, repet, Republica Moldova niciodată nu va avea suficiente resurse comparabile cu cele pe care le alocă Rusia pentru această propagandă. Aceste reacții eu le-am luat din spațiu public, au fost publicate și pe rețele de socializare și ei se întrebau de ce cu securitatea informațională și războiul hibrid nu ar trebui să se ocupe instituțiile abilitate de la SIS și alte instituții. SIS-ul se va ocupa. Deci asta va fi o instituție care va lucra cu SIS-ul, într-o anumită măsură cu Consiliul Suprem de Securitate, dar SIS-ul este instituția instituționalizată, într-un fel, adică e organul instituționalizat și aici vor fi cele mai importante lucruri. Da, să revenim totuși la situația din Găgăuzia. Dumneavoastră ați spus că acolo sunt abuzuri și s-au demonstrat deja, dar localnicii din UTA Găgăuzia se întreabă de ce instituțiile nu au intervenit mai foarte cu anticipație, întrebat. De ce doar după ce s-a consumat exercițiul electoral trebuia să se spună despre toate astea. E foarte bună întrebare. Deci întrebarea este la instituțiile noastre și la Consiliul Electoral de acolo. Pentru că până la urmă, pârghiile principale Comisia Electorală și instituția, da, Consiliul Electoral din Găgăuzia are cel mai important rol. Pentru că dacă facem paralelă, Comisia Electorală Centrală poate să conteste, deci pot să conteste anumiți participanți în proces sau Comisia Electorală Centrală. E clar că la Consiliul acolo, la Consiliul Electoral din Găgăuzia nu a existat mare interes pentru alegeri libere și corecte. Și, mă rog, deja putem să discutăm dacă instituțiile de ordine din Republica Moldova și-au făcut suficient de bine munca, dar avem suficiente probe, inclusiv din partea instituțiilor neguvernamentale, despre faptul că s-au comis abuzuri. Lucrurile s-au întâmplat. Repet, eu respect alegerea cetățenilor, dar cei aleși trebuie să înțeleagă că democrația înseamnă să respecti legile țării și să lucrezi pentru cetățeni. Pentru că dacă cei aleși vor lucra pentru o grupare criminală, atunci, la un moment, lucrurile vor fi sancționate. Irina Vlach, actualul guvernator, zicea că puterea se răzbună pe oponenții politici și de asta ar fi în agonie și nu dă voie ca cei din regiune să-și decidă soarta așa precum. Și-au decis-o. Care? Ce problemă? Și-au decis-o. Noi le respectăm alegerile. Dar apropo, banii care sunt alocați pentru această regiune și iarăși, dacă discutăm cu reprezentanții administrațiilor publice locale din alte zone, ei toți sunt supărați că chiar dacă este acea lege din 1994 cu privire la statutul care este acordat acestei regiuni, totuși ei sunt mai favorizați, este doamna președintă. Că autonomia... Și de ce ei trebuie să fie mai favorizați, de exemplu, cu Ievene, Țuculiova, cu Nisporini? Este o întrebare pertinentă. E adevărat că inclusiv prin legea bugetului, distribuirii banilor în buget, autonomia este subvenționată din banii celorlalte regiuni. Asta lăsând deoparte proiectele investiționale și proiectele... Și ajungem și la cele investiționale. Deci care vin din resurse externe. Așa a fost stabilit atunci, probabil că este un subiect pe care merită să-l discutăm, pentru că azi autonomia este subvenționată din contribuțiile altor regiuni din Republica Moldova. Și toate condițiile de trai acolo se fac în baza banilor care vin din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii, din Turcia. Da. În situația în care propaganda acolo este că tot răul vine din Europa. Și am auzit idei care au fost avansate că ar trebui toți acești parteneri externi să asisteze. Eu cred că noi trebuie să regiune. Avem o abordare corectă. Eu nu zic noi trebuie să mergem dintr-o extremă în alta, dar eu sunt de acord că nu este corect ca în unele regiuni ale țării să se investească mai mulți bani, indiferent dacă ei vin din Statele Unite, din România sau din Uniunea Europeană, că din Federația Rusă nu vine nimic niciodată. Din Federația Rusă vin doar bani murdari care se duc în buzunarele politicienilor de acolo.
Dar atunci când este vorba despre investiții, eu cred că noi trebuie să avem o abordare echilibrată. Și da, unele regiuni au fost discriminate și s-au dus mai multe resurse în alte regiuni, inclusiv în autonomie. Deci acum lucrurile trebuie privite echilibrat. Aici s-a investit, acum trebuie să investească în următoarea regiune. Dar cum stau și mă gândesc chiar și dacă s-a probat un test și s-a reușit să fie ales Bașcanu, Utea, Găgăuzi, așa cum a fost ales, inclusiv prin coruperea cetățenilor, acest model poate fi aplicat și în cazul alegerilor locale generale din toamnă? Există riscuri dacă instituțiile statului nu vor fi vigilente. Bineînțeles, alegerile din toamnă nu vor fi organizate de Consiliul din Găgăuzia. Consiliul Electoral din Găgăuzia vor fi organizate de Comisia Electorală Centrală, respectiv aici vorbim deja despre o instituție responsabilă și care își dorește să avem alegeri libere și corecte, dar toată lumea, toate instituțiile trebuie să-și învețe lecția, pentru că nu, deci o grupare criminală nu înseamnă democrație. Faptul că o grupare criminală reușește să cumpere voturi, asta nu este democrație, asta este corupție. Cum va activa administrația publică locală în următorii 4 ani, dacă totuși se insistă pe ideea că ar fi bine, măcar prin amalgamarea benevolă, să se verifice dacă cetățenii vor, acceptă ca o primărie, două să fie împreună, ca să aibă posibilitatea să absorbă mai mulți bani, ca să îmbunătățească infrastructura și serviciile de care sunt prestate să fie de bună calitate. Următorii 4 ani pentru administrația locală, cum credeți că ar trebui să fie? O să vedem dacă există tracțiune pentru amalgamarea voluntară. Înțeleg că sunt niște resurse financiare suplimentare pentru cei care vor decide să treacă prin acest proces și o să vedem dacă este interes, cum funcționează. Deci e un fel de pilotare, dacă vreți, acest exercițiu. Dumneavoastră mergeți deseori mai departe de Chișinău și vedeți, mai sunt localități încă slab dezvoltate. Unii spun că chiar sunt sate rămase în evul mediu. Nici apă potabilă nu ajunge pentru cei care mai sunt în aceste localități, pentru că ele sunt înjumătățite, dacă ținem cont de numărul populației care l-au avut și care l-au astăzi. Nu mai zic de drumuri practicabile, de copii care să meargă la școală și să fie mulți. Tocmai de asta, eu încă în campanie am spus că avem nevoie de un fond pentru susținerea localităților. Și noi am investit 2 miliarde de lei acum, jumătate din localitățile din țară beneficiază de acest program. Îmi doresc să-l putem suplimenta și ați văzut că acum este un instrument nou prin care, deci nu e odată în an aplicarea la proiecte, dar în momentul în care sunt gata, localitățile pot transmite aceste proiecte și se iau decizii pe finanțare. Sigur că e foarte mult de făcut, dar haideți să ne uităm ce s-a făcut în ultimii 2 ani și ce s-a făcut în ultimii 30 de ani și o să vedeți că lucrurile se schimbă. Dar e mult de compensat. Dacă în 30 de ani se făcea cât s-a făcut în acești 2 ani, eram cu tot în altă realitate astăzi. Relația cu statul vecin în România și tema unirii. Haideți, relația este foarte bună, extraordinară și pe această cale vreau să îi mulțumesc domnului președinte Iohannis și tuturor instituțiilor care au fost implicate în organizarea acestui eveniment de pe 1 iunie. În rest, ne mișcăm, iată podul de la Bumbăta, Leova, sper să putem să ne mișcăm mai repede și pe celelalte poduri. Este o oportunitate politică și de o parte și de alta a Prutului foarte bună și trebuie să folosim această oportunitate ca să ne conectăm cât mai mult și cât mai strâns. Curentul unionist insistă că voturile lor s-au îndreptat către susținerea Maia Sandu și că Maia Sandu puțin vorbește despre tema unirii. Noi facem probabil cel mai mult din toți cei care au fost până acum pentru a apropia Republica Moldova de România. Pentru că asta ne dorim, la modul practic. Lozincile sunt bune, dar nici pe departe suficiente. Ceea ce facem noi, prin conexiuni pe sistemul energetic, repet, în 30 de ani nu s-a putut construi un interconector cu România pe energie electrică, ci care este răspunsul?
Un singur răspuns. S-a făcut intenționat pentru a ne ține departe. Construim 3 poduri, construim drumuri, deci toate lucrurile pe care le facem împreună sunt pentru ca să fim cât mai aproape de România și cât mai aproape de Uniunea Europeană. Dar dacă s-ar armoniza inclusiv legislația în mai multe domenii, acesta ar fi procesul de un real folos ca Republica Moldova să se miște mai repede pe calea integrării procesul europene? Procesul de integrare europeană, asta înseamnă armonizarea și România este pentru noi cel mai aproape exemplu pentru armonizare. Domnul președinte, dumneavoastră ați spus 2030, anul când Republica Moldova ar avea șanse să ajungă în UE. Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru aderare. Kievul nu spune un an concret. Au fost și la Kiev spuse niște date, dar mai restrânse. Ei vor azi și acum. Bine, noi răspundem pentru declarațiile noastre și noi suntem realiști. Două țări vor merge împreună pe acest asta drum. Ne dorim. E important ca să mergem împreună. Și pe final ați anunțat intenția că ați putea să mai cereți alegătorilor să vă voteze și pentru N-am al doilea... N-am anunțat nimic. A fost o neînțelegere și au corectat articolul. N-am discutat acest subiect. Am discutat în general despre dacă există partide politice pro-europene în Republica Moldova care să supraviețuiască în timp până în 2030 și care să realizeze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și eu am spus că partidele politice pro-europene se luptă pentru a menține acest sprijin pentru integrarea europeană, dar foarte important, există sprijinul cetățenilor. Sprijinul cetățenilor pe care îl vedem în sondaje, există sprijinul cetățenilor pe care l-am văzut pe 21 mai în Piața Marei Adunării Naționale și în diferite orașe europene și le mulțumesc foarte mult tuturor pentru acest lucru. Atât timp cât există sprijinul popular, acest sprijin popular va avea și calea politică sau canalul politic prin care să se manifeste. Dar vă întreb eu astăzi, totuși, Maia Sandu. E de vreme să vorbim despre acest lucru. Și-ar mai dori un mandat? Eu am încă un an și câteva luni de muncă serioasă în acest mandat și mă concentrez pe acest mandat. O continuitate e importantă să existe, pentru că dacă nu e continuitate, atunci iarăși vin alte forțe politice și spun că ceea ce a fost făcut, nimic nu-i bun. Tocmai am spus că există sprijin popular pentru integrarea europeană și aici trebuie să ne concentrăm, să menținem și să consolidăm acest sprijin, să luptăm cu propaganda, cu dezinformarea Kremlinului, care încearcă să denigreze Uniunea Europeană și tot ce ține de valorile Uniunii Europene. Și iată, pe aceste lucruri vom munci și vom reuși să menținem cursul spre Uniunea Europeană. Și despre opoziția și încercările politicienilor din tabăra adversă să compromită guvernarea și să revină ei la putere. Nu știu la ce vă referiți când ziceți de opoziție, pentru că există niște personaje care fac parte din grupări criminale și își zic opoziție. Asta nu este opoziție, pentru că în democrație nu pot exista grupări criminale. Dar justiția trebuie să-și facă treaba mai justiția, repede. Justiția este și ea nu suficient de puternică încă, pentru că e în proces de transformare. Trebuie și curățată, și consolidată. Noi facem toate lucrurile în același timp. Și există opoziție nu știu cum să zic eu, firească, care trebuie să fie și care trebuie să, ca să fie convingătoare, trebuie să vină cu dovezi concrete, nu cu vorbe generale. Pentru că atunci când omului îi prezinți cifre și dovezi concrete, atunci omul poate să analizeze și, evident, orice guvernare are de câștigat în urma dialogului cu opoziție sau a, nu neapărat așa, dialogului, ci a criticilor, dar dacă aceste critici sunt obiective, deci sunt fondate și nu doar niște lucruri spuse așa pentru a face valori. Ce rețin eu din partea unor lideri de partide, că ar trebui președinta mai des să am convenit președinții de partide să mai discute pe anumite probleme. Înainte de evenimentul din 21, am avut o ședință și am convenit că ne vom vedea mult mai des și în curând voi face următoarea ședință. Până în 2030 ar trebui Republica Moldova să abandoneze CSU? Aici guvernul o să ne spună. Guvernul face evaluarea acordurilor și implicațiilor acestor decizii, dar sunt multe acorduri, deci o să ne ia ceva timp și
nu este singurul subiect pe agendă ca să putem să ne mișcăm cu viteză maximă. Avem de făcut atât de multe alte lucruri și încercăm să prioritizăm unde e nevoie să ieșim mai repede ca să salvăm niște resurse, de exemplu, din adunarea parlamentară, s-a anunțat. Guvernul, repet, face această analiză și ne va spune când și cum ieși. Ne-am apropiat de final. Ultima întrebare. Ce vă doriți cel mai mult acum? Pace. Pace ca să putem să... Și e clar totuși de cine depinde instaurarea păcii în această regiune. Apropo, nu v-am întrebat dacă ați fost un pic supărată când a venit și liderul de la Ankara la acest summit de la Chișinău. Am fost supărată pentru că schimbarea acolo s-a produs în ultima clipă, în momentul în care s-a decis că evenimentul de inaugurare a președintelui Erdogan va fi la diferență o zi. Era clar că nu... Deci nu va reuși. În rest, au fost 49 de lideri de state și ai instituțiilor europene, deci a fost impresionant și este un lucru important pentru că noi prin acest eveniment am demonstrat nu doar că avem nevoie de asistență, dar că putem și noi contribui, pentru că asta a fost această comunitate politică europeană, această ședință. Noi am oferit spațiu pentru toți acești lideri ca ei să se întâlnească, să discute între ei subiecte foarte importante, bilateral sau la nivel de continent. Și iată, Republica Moldova a demonstrat capacitatea că poate contribui. Asta este următor nivel deja și e important pentru că ne-au văzut, ne-au cunoscut, au mai multă încredere în noi. Noi vrem în Uniunea Europeană, dar acolo noi vrem să fim văzuți și acceptați ca jucători cu drepturi egale și care pot și ei contribui, nu doar ca o țară care are mare nevoie de ajutor. Da, noi avem nevoie de ajutor, dar noi putem și contribui. Și iată, acest lucru a fost demonstrat încă o dată pe 1 iunie. Dar există o claritate cine poate aduce pace în această regiune? Sigur că pacea poate fi readusă într-o zi dacă Putin și-ar retrage toți soldații de pe teritoriul Ucrainei. Sperăm să nu fie atât de departe această zi, deși puține semne care arată că acest război se va sfârși cât de curând posibil. Trebuie susținută Ucraina. Susținând Ucraina, putem să apropiem ziua păcii. Prezența liderului de la Kiev la acest summit a fost și ea importantă și foarte importantă. Ați reușit să discutați cu omologul dumneavoastră ucrainean, a discutat și șeful cabinetului de miniștri. Ce ați vrea să mai îmbunătățiți în cooperarea aceasta bilaterală, ținând cont că totuși Ucraina e în război? Am discutat și despre colaborarea bilaterală, dar nu atât de mult, pentru că Ucraina își apără copiii și pământul în fiecare zi și ei au un obiectiv major, dar am discutat despre faptul că trebuie să ne mișcăm mai repede pe construcția podului de la Cosăuți și sper că în următoarele săptămâni va fi semnat acest acord și vom începe construcția. Am discutat evident despre ce putem noi să mai facem ca să-i ajutăm. Am discutat despre problema acestor trasee de solidaritate, despre care vorbim inclusiv cu agricultorii. Dar cel mai important, am discutat ce facem împreună pentru ca să mergem mai departe pe calea integrării europene. Facem eforturi comune. Mulțumim foarte mult, succese mari în continuare, vă mai așteptăm și cu alte ocazii, tot aici la Vocea Basarabie, vocea care ne unește. Celor care au urmărit această ediție specială, le reamintim că astăzi am avut o oaspete special pe președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Dumneavoastră toate bune, pe curând!